Din nou în direct pentru partea a doua a emisiunii de astăzi. Tot împreună suntem, atât doar că Mihai își prepară acum cafea. Eu am mai spus, oameni buni, ar trebui să aducem mașina aia aici, cu tot cu zgomotul ăla pe care îl produce în momentul în care face cafea, ar fi spectaculoasă. Mai ales că am colegi din redacție care se plâng când pornește mașina. Nu se pot concentra la Ivali. Da, în fine. Spuneam că o să discutăm de mai multe lucruri imediat după publicitate, printre ele. Hai, Mihai, hai. Cum așa, cu curaj? Păi, cu mult curaj, știi? Uite, așa, pac, frumos. Trebuia să pun o fotografie pe direct, să pun o fotografie cu domnișoara cu bicicleta. Asta trebuia să facă regia, dar trebuie să ne ocupăm și de regie și de un regizor ca lumea. Nu se mai poate. Auzi, eu sunt mulțumit cu ce am. Da, Doamne ferește, se întâmplă ceva mai rău. Deci eu sunt mulțumit cu ce-am, crede-mă. Deci, eu am venit dimineață la televiziune, nu știi ce melodii s-a ascultat aici. Ți-o spun cinstit, deci eu m-am emoționat. Doamne, dacă... Ce? Dacă se... Altă abordare, altă emisiune, altă abordare, altceva. Din perspectiva asta. Băi, nu știu, eu cu echipa asta a mea, eu sunt mulțumit. Da? Băi, echipa ta. Deci câți ani împlinește Bucovina TV? 10 anul ăsta? 10. Măi, crede-mă, în primul an am avut niște chestii. Era cât pe ce, știi cum, exact ca ăștia care sunt prin politică. Azi m-am înscris în partid, poi mine mă dau singur afară. Deci crede-mă, erau niște ipochimene în televiziune, am zis că nu e adevărat. Încetul cu încetul s-a conturat echipa asta, pentru că până la urmă îți trebuie niște oameni sănătoși la cap cu care să poți lucra. Altfel... La cap? Da. Da. Bun. Dacă i-aș face cunoștință cu... Ce bine ar fi. Nu știi, am să... Uite, în următoarea pauză de publicitate să-ți povestesc eu vă două de-alea tari. Știi? Marca Sandu. Da, în fine. Obiectiv, monitorul și Crainou sunt cotidianele locale pe care le avem la dispoziție. Fii atenție, golăneală. Dar știi de unde e poza asta? Trebuie să fie la un curs de la... De la Vatra Dornei. Școala de vară de la Vatra Dornei dinaintea alegerilor generale de anul trecut. Aici domnul Stan m-a luat... Mă luasem de doamna Andronescu. Și de președinții de la... Așa. Care tot încercau să explice că ei n-au greșit. Exact același discurs ca Ovidiu Donțu. Alții vinovați, nu ei vinovați. Și se mai lansase la acea școală de vară o chestie acolo. Și chiar care m-a enervat. Că știi, se insinua ideea că nu avem noi banii PDL-ului din păduri și din țigări, cam așa se făcea, ca să dăm la presă. Și atunci chiar m-am enervat. Nu ți-ai luat foc? Vai de mine. Și am zis, mă băieți, dacă voi aveți vreodată bani, dacă veți avea vreodată bani, așa cum insinuați, vă rog, nu dați la ziariști. Pentru că nu faceți decât exact la câine. Știi, nu vezi cu mâncărică udă, după aia nu mai vezi cu mâncare uscat. Luați-vă un consultant, plătiți un ziarist să nu mai scrie, în schimb să vă desființeze comunicatele de presă, atitudinea voastră și toate gândirile voastre. Dacă veți plăti presa să vă spună cinstit și să vă critique corect, atunci veți fi cu adevărat câștigați. Nu dacă vă duceți cu șpăguța sau aici era la hambar. Deci eram la handbal în galerie. Dar uite cum era în handbal la galerie când echipa nu mergea bine. Vezi cum eram? Eram trei copii frumoși acolo, eu băteam toba și ceilalți dădeam la încurajări. Da. Nu. Aici la CSU, mă. La CSU. Eram în handbal, Marius. Aici eram la handbal. Știu. Era la handbal și... Vezi, te-ai luat de echipă. Băi, știi, apropo de fotografia care a fost mai devreme... Dar uite ce frumușel eram și ce tânăr, vai de mine! Scoate poza asta! Apropo de fotografia care era mai devreme, din păcate, în România anilor ăștia, dacă Mihai Chira a fost la școala de vară a PSD-ului, nu mai are acces la școala de vară a PNL-ului. Dar n-a făcut PNL-ul nicio școală de vară. Nu, dar chiar să facă! Și ar trebui să facă aceste... Așa mi se pare normal. Aceste lucruri se întâmple. Să știi că există. Există în... Pe ce aveți, mă, cu Mihai în dimineața asta? Uite ce tânăr erai. Ouleu! Ai în Photoshop? Ce? Nu e Photoshop, așa? Chiar atât de tânăr am fost. Ai fost. Da, mulțumesc. Doamne, am zis... Un cuvânt am zis de regie că s-ar putea să nu fie în regulă ceva. Și mi-a arătat că se poate și mai rău dată. Mulțumesc frumos, domnul Cătălin. Să vă dea Dumnezeu sănătate și putere de muncă.
Dar există un curent foarte interesant și până la un punct eu îl înțeleg. Politicienii sunt ca și noi oameni. Provin din medii diferite, s-au adunat acolo pentru un ideal comun, crezând că cei cu care se vor înhăita, pentru că ăsta este termenul până la un punct, vor fi niște oameni deosebiți și vor duce la niște lucruri deosebite. Ei, se poate întâmpla, și de cele mai multe ori se întâmplă felul ăsta, că nu ești compatibil în totalitate cu cei pe care îi vezi la masă. Acolo când te duci la un partid și te înscrii, nu te înscrii pentru că îți place de Marius Cocoș sau de Chira, pentru că îți place de cineva de la București, pentru o gândire, pentru un ideal, ceva te roade pe înăuntru, s-a prins o flacără întâi și vrei să te duci să te implici, să-ți pui părerea. Aia este prima tribună. Ei, momentul cel mai trist la acel for care se numește partid este că în momentul de față, în România, poate nu știu la București cum stă treaba în totalitate, dar am fost pe acolo și nu am simțit mare emulație. Dar la Suceava, Marius, nu există o școală pentru tineret, nu există o școală pentru seniori, vorba ta, nu există nimic, nu se pregătesc niște politicieni autentici. Un politician autentic trebuie să fie un politician care să știe să meargă și la pescuit, să danseze și la o nuntă. De ce? Pentru că îl vede, îl înțelege și pe Nea Ghiță de ce dansează în felul ăla. Să stea, să fie și gras, da? Ca mine. Să fie și slab ca tine, da? Să fie și uscătură, scândură, ca domnul Cătălin din regie, da? Pentru că de asta el e invidios pe noi, da? Deci are... Mai bagăm niște poze, da, de alea în care sunt urât. A cerut-o. Așa. Ei, trebuie să înțelegi din toate câte puțin. Nu poți fi un politician complet dacă n-ai trecut prin zona de grădiniță a politicii, dacă n-ai trecut prin zona de liceu a politicii. E foarte posibil să le parcurgi aceste zone foarte repede. E foarte posibil să fii înțeles ceva din ele. Dar dacă le arzi foarte rapid etapele astea, n-ajungi să mai faci nimica. Nu mai înțelegi cum funcționează sistemul. În primul rând, eu eram la un moment dat într-o dispută cu colegii mei din mass media, cred că și Nea Ghiță era înainte de conferință presă, când se certau la Consiliul Local și am spus, dacă mâine primarul în funcție le-ar cere celor din Consiliul Local să scoată o foaie de hârtie, spune, acum lucrare de control, legea 215, ce facem noi consilieri locali în următoarea situație? Îți spun că nu știau nici măcar 30% dintre ei cu ce se mănâncă. Dacă n-ar exista executivul, că de-aia se ceartă Lucian Hașoschi, de-aia se ceartă Mariana Donache, de-aia se ceartă Ion Lungu, pentru că ei săraci, hai să o spunem și pe aia dreaptă, link hârtiile alea, împreună cu secretarul și cu departamentul juridic de la primărie, de s-au săturat de ele. Le știu pe de rost, știu și legea și toacă în cer. Vine consilierul local odihnit, da? Și începe să... Opa, tot eu sunt. Eu-s băiatul ăsta? Hai, că nu-i chiar... Da, nu-s eu. Nu. Dar mirosul le-am, la fel ca... ochii seamănă la ochi. Vin băieții odihniți în Consiliul Local și încep să-și dea cu părerea. Ei în comisie n-au păreri, pentru că nu prea se întâlnesc, se duc, semnează ca să-și ia bănuții la final și numai dacă au un interes personal, încep să se uite pe acele hârtii și zice, vai, dar nu se poate așa ceva. După 4 ani de zile de stat în Consiliul Local, consilierii locali apucă și ei să vadă ce și cum. De-aia îți spun, neexistând o școală, neexistând o școală de administrație, neexistând o școală de partid, o școală politică în interiorul partidului la Suceava, nu o să avem politicieni ca lumea, nu o să avem oameni care să provină din rândurile noastre, care să înțeleagă care este nevoia orașului, nu o să avem vârfuri, nu o să avem lideri și, în consecință, și mă doare sufletul ăsta, nu o să avem un oraș extraordinar așa cum îl dorim. Nu o să progresăm. Da, e problema. Da, eu, și Lungu, discuția asta am pornit-o de la acea fotografie, când spuneam că, din păcate, e atât de... Cum a zis atunci domnul Stan? Că n-avem noi atâția bani ca PDL-ul, nu? Da. Sau cum? Dar nu domnul Stan, din sală s-a aruncat. Da, domnul Stan a venit și mă luase așa cumva, dacă ai sezat, mă ținea de gât și... Băi, Mihai, oprește că... Nu, de umăr, frumos, pleacă, nu de gât. Pleacă, nu te gripa așa, nu te uite. Vezi cum mă prinde așa? Și eu eram nervos. Acolo vorbesc foarte serios, eram extrem de supărat, pentru că asta era tendința. Da, mie asta mi-a plăcut, trebuie să o recunosc. Deci sunt multe lucruri pe care le pot reproșa deputatului Ion Stan, pe atunci actualului senator Ioan Stan. Dar nici într-un caz nu, că nu ar ști cum să gestioneze situații de astea. Deci lucrurile complicate. Din perspectiva mea s-au atăcut. Deci eu am început să le spun, le spuneam adevărul în față, mă, băi, sunt ziarist, vreau să vă ridicați în picioare care dintre voi de aici din sala asta, și sunt și parlamentar de Suceava, care mi-ați dat bani vreodată ca să scriu ceva de bine, de voi sau de rău de altul. Atât vreau să-mi spuneți. Atât și nimic mai mult. Păi știi că stai, că nu, că... Domnule, băieți, luați-vă oameni care să vă critique. Nu vă luați oameni care să vă aplaude. Bă, băieți, este momentul ăla. Dacă tot v-ați angajat lăutari, e nicio problemă. Băi, Maria ta, dar nu-i asculta. Lasă-i stângă, da? Lăudători? Da, lăudători, ți-ai angajat lăudători? Foarte frumos. Bun, dar până să ajungă la înțelepciunea să mai durează. Ia niște consilieri ca lumea. Ia niște băieți care să-ți desfințeze atitudinea. Să-ți spune că nu faci nimic.
De aia seară, este politică, este prima ta emisiune personală, da, așa, la post 1. Cu amprentă personală. Nu e, da? Amprentă personală. Da, am, adică pe care tu o moderezi, tu... Am ridicat mânușa aruncată de conducerea postului. Sper să existe înțelegere din partea tuturor. Încerc să mă... Cum zic, să mă pliez, să mă compatibilizez cu echipa de aici. Cu o bună parte din echipă sunt compatibil. Cu cealaltă parte va trebui să devin, pentru că nu lucrăm, nu lucrăm cu aceiași oameni de dimineață. E foarte simplu să stai pe scaunul ăsta, să bați din gură, gândindu-te că nu... Ce se poate întâmpla, ești invitat. E mai complicat să mergi în partea cealaltă pe scaunul tău. Voi încerca un proiect care se numește exclusiv 90 de minute, o emisiune în direct. Mi-este drag direct, tu știi foarte bine că mă pliez pe povestea aceasta, nu am probleme. Dar când ești moderator, lucrurile se schimbă 100%. Trebuie să ai grijă ce îți spune invitatul, trebuie să-ți vină invitat în primul rând, trebuie să fie ok, trebuie să fie... Subiectele trebuie să fie corespunzătoare. Îți dai seama că o emisiune presupune destul de multă muncă. Vrem să o facem într-o formulă cât de cât prin țară, vrem să fie acidă. Nu avem voie, în schimb, să speriem vânatul din prima. Trebuie să fim și noi atenți pe cine aducem, cum aducem, ca să nu existe disfuncționalități, să nu se îndepărteze oamenii. Telespectatorii, eu știu că își doresc aciditate, dar... De la ce oră? De la 17.30 până la ora 19. Îi lăsăm pe oameni să se mai calmeze seara, să dea și pe altceva. Ce subiecte vor fi abordate? Exclusiv 90 de minute. Că tu ai avut ora de politică, bă, la un moment dat, care, îndrăznesc eu să spun, devenise așa o... un reper. Reper, așa, bun, bun, da. Cuvânt, să rămân, mulțumesc, mă-ți dau și eu o gură de cafea de la mine, că zahăr n-am mai găsit, pe mai spus. Bă, da, ți-am zis, mă, la mine în sertar. Dar nu știu care e sertarul, acum sunt singurul la mine în sertar. încercăm să... N-am dat o formulă nișată. Ora de politică, îmi spui ora de politică, era ora de politică exclusivă. Vreau să cred că nu mai vrea lumea foarte multă politică și că nu vrea foarte multă... da, mi-arunci de, cu zahărul? Da, încoace, hop, și de acolo. Uite, asta nu se filmează. Lumea își dorește politică, dar să știi că își dorește politică altfel și cred că își dorește... Mulțumesc frumos. Suflet mare. Și trebuie și lingurița, mă. Suflet mare. Dar nu că cu unul mestec și cu unul pleci. Da. Ca să înțelegem. Da? Așa se rupe corect un zahăr, nu de la vârf. Lumea vrea politica altfel. Lumea nu mai vrea... Da, lumea, dacă o iei dintr-o anumită perspectivă, lumea e saturată de politică. Da, lumea nu agrează. Politica face mult fiecare dimineață. Dar, până la urmă, trebuie să o spunem pe aia dreaptă. Politica e parte din viața noastră. Adică, la naiba, fără politică... Vă spun eu clar că lucrurile n-ar putea degenera decât către o dictatură sau cine știe ce poate fi mai rău. Politica e bună, așa cum e. Dar... Nu o facem noi cum trebuie. Hai să o facem mai bună. Asta încerc să fac și eu la această emisiune. Încerc să invit oameni care au ceva de spus, încerc să invit oameni care pot să explice, încercăm să luăm un subiect, adică un subiect, bun, vor fi mai multe subpuncte ale subiectului, luăm un subiect, încercăm să-l disecăm, încercăm să înțeleagă oamenii ceva și la sfârșit când ai închis să spui, da, mă, am înțeles ce se întâmplă acolo. De asta se cheamă exclusiv sau? Se cheamă exclusiv pentru că nu vreau să... M-am alintat un pic la când am găsit numele ăsta, trebuia să găsim și noi ceva spectaculos. 90 de minute pentru că e 90 de minute emisiunea, exclusiv pentru că nu îmi doresc să abordez cu oamenii subiecte care deja au fost tocate și care nu mai ce spune. Și vreau să cred, vreau să îi stârnesc și să îi ispitesc pe invitații care vor veni în fiecare joi de la 17.30 la 19, să îi ispitesc să bage mâna și să deschidă cutiuța cu lucruri pe care nu le-au mai spus până atunci. Să înțeleagă că nu, televiziunea și discuția cu un jurnalist nu înseamnă neapărat reproșul din partea jurnalistului, nu înseamnă neapărat critici din partea jurnalistului, nu înseamnă neapărat că trebuie să-ți dai explicații de ce. Trebuie să vrei tu să spui ce vrei să faci, cum vrei să faci și la urma urmei să accepți că s-ar putea ca interlocutorul tău să nu fie de acord cu ceea ce vrei să faci. O, slavă Domnului, asta îmi doresc să priceapă toată lumea. Nu e obligatoriu să fim cu toții de aceeași părere. Da, nu e obligatoriu ca dacă nu suntem de aceeași părere să ne dăm în cap. Dar aș vrea să cred că oamenii care vor veni în studioul Bucovina TV la exclusiv 90 de minute vor fi oameni care vor accepta dialogul și disputa. Asta e sigla emisiunii? Asta e sigla emisiunii. Bă, în regulă. Dar tu mi-ai arătat altceva la un moment dat. Nu se poate. A, am înțeles. Dar e o sigla foarte frumoasă. Nu, e regulă. Mie, adică mi se pare, deci... Dar...
Sunt un pic pe ecran, dacă se poate. Asta se întâmplă de... Da? Ai dat, ai... Na, îmi cer scuze că n-am văzut. Deci, astăzi este prima emisiune, la ora 17. Cine este invitat? Astăzi, prima emisiune am lansat... Asta dacă vine. Sperăm să... Hai mă, mai și glumim, că de asta e matinal. Da, vă bochează povestea asta. Invitația am lăsat-o oarecum cum era normal, către Consiliul Județean Suceava, către Executivul Județean, pentru că urmează bugetul pe 2017. Urmează să fie votat, a fost votat cel național și... Urmează Consiliul Județean să spună ce dă primăriilor, va fi o întreagă dispută, va fi un... Am lansat invitația către vârful Executivului Județean. Gheorghe Flutur a declinat prezența pentru că are astăzi ședință extraordinară la Agenția de Dezvoltare Nord-Est la Neamț. Și a zis că nu vrea să încurce lucrurile și e complicat în direct să nu fii prezent. Și fie vorba între noi, da. E adică complicat așa. Iar... Și tu ai vrut Musa în direct, am înțeles. E altceva în direct. Știu. Dar va veni domnul, va veni vicepreședintele Consiliului Județean Viorel Serdenciuc. Am stabilit cu domnia sa în prealabil câteva teme. Celelalte nu le-am transmis deocamdată. Sentimentul că e chiar atât de facilă treaba. Sunt convins că va fi o emisiune... O emisiune ok. Eu sper să am succes cu acest proiect, sper să debutăm pozitiv și să mergem mai departe. Dacă o să prindă, voi continua. Dacă nu va prinde și nu vom avea audiența dorită, voi continua să fiu doar invitatul tău. E diferență mare. Eu și la Dorel nu mai vii? Și a lui Dorel, da, nu mai zis. Nu vorbim de concurență, că n-are rost să vorbim de concurență în casa omului. E complicat să treci de partea cealaltă a pupitrului, de foarte multe ori. E foarte complicat. Deși e și complicat să fii în partea asta la altă, ca vorbitor, ca reponder. Da, pentru că fiecare poziție de asta reclamă totuși, până la urmă, foarte multă responsabilitate. Eu cel puțin așa înțeleg când îmi fac meseria, iar din perspectiva asta... Sunt multe lucruri de care trebuie să ții cont. Dar nu va fi o emisiune politică, te asigur. Va fi sau o emisiune, nu e emisiune exclusiv politică. Deci vor fi... nicio formă. Am înțeles. Dar să știi că îi voi ataca și pe la carnetul de partid. Păi de ce nu? Ca să fie treaba bună. De ce nu? Eu cred că atâta timp cât vom avea mai multe emisiuni în care mai mulți oameni vor veni aici în... aici, practic în fața dumneavoastră, stimați telespectatori, cred că vom avea cu toții mai mult de câștigat. Pentru că asta înseamnă că vom avea mai multă, parte de mai multă informație. Ai văzut, mamă, e nebunie cu site-urile, alea nu-s bune, poliția știrilor. Să știi că adică, există... Băi, e noaptea minții. Nu e noaptea minții. Ba da, e noaptea minții. Nu, hai să fim cinstiți. Atâta timp cât tu exagerezi într-o parte... Tu exagerezi într-o parte. Va trebui neapărat să radicalizăm lucrurile pe partea cealaltă pentru a echilibra balanța. Niciodată dezechilibrul n-a fost bun. Pot exista elemente de dezechilibru într-o parte a balanței, dar trebuie neapărat să existe elemente radicale în partea cealaltă care se echilibreze, pentru că n-ai cum altfel. Povestea la un moment dat John Snowden, sper să nu greșesc, cel cu WikiLeaks... Edward Snowden. Snowden. Dacă nu povestea așa. Care este... am văzut un interviu cu domnia sa. Da, așa că eu știam că e Eduard. Dar în fine, hai, ok. Ți-am dat tema acasă, vezi ce simplu e să bagi bățul prin gard. Nu ne înainte, nu mai arunci așa o nadă și se... Zicea omul la un moment dat că argumentele greșite, manipularea excesivă, nu poate fi stopată cu acțiuni brutale de genul gata, stop joc, tu ești la rău. Nu. Trebuie stopată și contraargumentată cu dovezi. Cu dovezi corecte. Cu argumente corecte, cu discurs sănătos, cu, cum să zic eu, cu dialog din ăsta pe progres constructiv, nu cu dialog destructiv. Nu vin să spun că ești un idiot și tu să-mi spui, tu vorbești, măi, cretinule, și îmi dai, demonstrezi că ești cretin. Nu, mergem mai departe, adică doar așa putem evolua și putem merge în sus. În rest, dacă mergem la genul tu rău deoparte și pus la stâlpul infamiei și aruncat cu pietre, da, puțin lapidat ca să fie treaba bună, n-ajungem nicăieri. Nu, te rog să te lași dus mai departe de val și de argumentele tale până când ai să-ți dai seama de adevăr. Adevărul, vorba aia, e la mijloc, nu? Asta e o vorbă, dar... Dar să știi că de foarte multe ori e la mijloc. Da. Pentru că dacă ție îți place fotbal și tu crezi că fotbalul este viitorul acestui sat numit Suceava, da? Pentru dezvoltare, crede-mă că s-a... Ha, te-am prins, de fapt e oraș, garantat. Patru?
Locul 4, da, da, ne-a spus ieri domnul Lungu că a făcut un site din Marea Britanie și Timișoara, Clujul, sub noi, așa. Suntem top 5 la frumusețe, orașele mai frumoase din Europa. Nu, nu din Europa, bă, din România. Din România, așa. Doamne, vorbesc greșit, da. Deci, vezi? Băi, da, cum să spun, asta a fost exact din același ciclu cu aia cu OLX-ul. Bă, Iscaniu e cel mai nasol. Marius, ha, uite, am găsit și eu pe un site că suntem pe locul 4. Marius, adică au exact aceeași valoare. Eu trec printr-un oraș, mâine dimineață, prin Sighișoara, da, care este un etalon al... Da? Da, dintr-un ce? Anumit punct de vedere. Da. Mie nu-mi place Sighișoara. Trec prin Sighișoara și zic, mamă, ce nașpa. Și o pun pe locul 10, da? Și trec Suceava pe locul 1. Ce ai să poți să-mi spui? Da, tu așa trebuie să gestionăm situația. Domnule, niște oameni de la un site au zis în felul următor, că din punctul lor de vedere, acesta este locul, din punctul lor de vedere al plăcerilor lor, al gustului pe care el împărtășesc, ăsta este genul de oraș. Nu poți... Ei, aici intervine manipularea. Vrei să merg mai departe? Mm. Aici intervine manipularea făcută de domnul Lungu. Cum a manipulat domnul Lungu ieri presa suceveană? Simplu și frumos, în direct. Site, un site din X, n-a zis, da, a dat-o mare, ne pune pe locul 4, mulțumesc oamenilor că nu știu ce, dar care sunt argumentele pentru care suntem pe locul 4? De ce se întâmplă? Păi terminați, măi. Vedea, uite că asta e frumos. Ia-te pe ecran să vedem și noi ce. N-ai vrut să pui. Numai ne stârnești, domnul Cătălin. De ce este pe locul 4 Suceava? De ce nu este pe locul 1 Suceava? Ce ar trebui să fie ca să fie pe locul 1? Care sunt aturile Sucevii? Care sunt minusurile Sucevii? Așa trebuie discutat, Marius. Așa trebuie nemanipulat sau demanipulat, da, dacă vrei să scoți. Pentru că dacă o pui la modul generalist, ajungi să spui, bă, Chirai nebun, de ce nu crede și el că e pe locul 4? Pentru că nu e în regulă, vezi? Jumătățile de adevăr, sferturile de adevăr spuse până la un punct, asta se cheamă manipulare. Și de-aia ne încercam noi data trecută, dacă mai țin minte, da. Eu încercam să-ți explic, nu că n-ai înțelege. Eu încercam să explic telespectatorilor că nu mai vreau bucăți de adevăr pentru care să ne înhămăm la un ideal, pentru că un ideal e făcut din 4 sferturi, nu dintr-unul singur. Dacă un sfert este corect și restul sferturilor, celor 3 sferturi sunt greșite, ăla nu este un ideal corect. Ăla nu este un ideal corect. Da, ai să spui, da, dar restul idealului erau numai cu o zecime bună și restul erau 90, erau greșite. Da, și care e diferența? Știi, nu poți fi mai puțin gravidă. Da? Da. Cât de viol a fost? Păi n-a fost foarte viol, că n-a durat decât 5 minute. Ai, nu zi așa. Dar cam cât a durat, știi? Dar cam până unde e viol, știi? Nu, lucrurile sunt foarte... Noi presa avem un atribut și poate și un blestem pe capul nostru. Că nu trebuie să ne lăsăm păcăliți sub nicio formă și culmea să nu ne placă atunci când suntem lăudați. Ideea este că Ion Lungu, la faza respectivă, nu a făcut o manipulare, dar a arătat cam care este greutatea acelui mesaj transmis de OLX. Da? A, da, nu. Da? Adică, bă, eu uite, ăștia au zis că suntem așa. Uite ce zic ei alții. Adică cam asta e valoarea câteodată a unor știri de pe internet. De aici și până noi am pornit ideea și discuția de la jihadul ăsta care a pornit. Adică au zis unii, ha, site-urile astea sunt nașpa. Da, da, ha, da. Au venit ăștia, site-urile astea sunt nașpa. Practic, datorită acestui gen de informație, am văzut și eu toată pleiada de site-uri, că fie vorba între noi, n-am reușit să știu vreodată care sunt toate. Dar cu ocazia asta am început și... Dar cum fac eu? Eu mă uit și aici, și aici, și aici, și aici și trag concluzia mea. Da? Un mesaj interesant de la un telespectator care ne urmărește. Dar băi, băi, gași din ziarele de azi, că mă enervați. Da, nu zici așa, zice... Mai lăsăm cu politica și hai să ne apucăm de ceea ce ar trebui să facem bine în județul ăsta. Și un pic să învățăm pe oamenii agricultură să o facă așa cum trebuie. E perspectiva domnului. Înțelegi acum? Respectiv, nu am prea o poziție fermă împotriva lui, pentru că, până la urmă, asta e cruntă realitate. Ar trebui să știm să facem exploatare forestieră corectă, nu defrișare. Ar trebui să facem agricultură ok, ar trebui să facem zootehnie, pentru că, până la urmă, cam astea putem face, că industrie nu. Aveți idee? Credeți că am putea face industrie în Suceava? Am să bag și o bățul prin gard. Da? Bagă. Platforma industrială a domnului Donțu n-au mai făcut-o de vreo 10 ani de când tot da, stai așa, pe lângă platforma industrială, celelalte platforme făcute de toate celelalte partide. Nu putem pune lucruri nici în felul ăsta. Atâta timp cât n-ai ieșit la putere, cum naiba să o faci? Asta e și frumusețea. Hai fă întâi ceva și apoi hai să te aleg. Ce zici tu de treaba asta?
Ia implică-te tu ca voluntar, fără să ceri nimic, mie, în schimb, pentru că atunci când te duci la vot, Marius, se cheamă că îmi ceri ceva. Mă duc la nenea Ghiță la ușă, îi dau un flyer. Practic, atunci se fac niște angajări pentru următorii 4 ani. Da, da, uite încă o chestie. Bă, frate, și în Parlament, și peste tot. Două mandate, bă, că la președinte. Marius, aici e marea greșeală pe care noi nu o vedem oamenii. Noi când mergem ca politicieni, politicienii când vin la noi, ne cer ceva. Se cheamă înșelăciunea asta. Dacă i-ar fi condamnați pentru înșelăciune, atunci ar fi ceva grav. Ceva abuz în serviciu să ieși băgând la... Nu abuz în serviciu ar trebui ei... Că abuz în serviciu înseamnă că ai făcut ceva într-o anumită... Dar ai făcut ceva la naiba, știi? Da, ai făcut. Ai făcut ceva. N-ai înșelat. Pentru înșelăciune ar trebui ei arestați. Ar fi trebui anchetați și condamnați. Nu ai făcut ce ai promis. Nu mă interesează, prietene, că atunci când ai venit la mine, la ușă și mi-ai spus că facem asta și asta, nu mi-ai... Wow, ce asta, mă, băiatule? E centru, mă, nu recunoști Palatul Rom Telecom? E centru nostru, mă. Centru nostru? Da, da. Dar e altă perspectivă, ești de pe Casa de Cultură. E pe Casa de Culturii, da. Da. Da, 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 da. Și vara și sunt niște flori. Nu știam ce cu cimitirile alea pe acolo, ci cu mormintele alea. Da, da, e centru nostru, așa e. Plin de, da, obișterii. Când vine la tine și spune... Cam în valuri, așa. Prietene, când vine politicianul la tine și spune vreau să facem asta, pentru asta își cer ție votul, pentru asta, votul meu este unul singur. N-am mai multe în casă. Deci este cel mai important pentru tine ca politician și cel mai important pentru mine ca persoană publică, ca persoană civilă, da? Ca civil. Asta de acum 50.000 de ani. Uite ce frumos era, mă, câtă floare, mă. Uite-și, da, mă, dar aveai mai puține mașini, uite ce mașină de epocă frumoasă aveai. Da, uite ce frumoasă era, mă, băiatule, mă, uite cât galben, cât roșu, cât verde. Dar uite ce scrie sus. Trăiască Partidul Comunist Român. Păi, să punem, trăiască primarul Ion Lungu. Nu mă deranjează, să facă din nou frumos. Să arate Suceava. Ei, nu te-ar deranja? Nu m-ar deranja. Ei, nu. Nu m-ar deranja. Băi, cultul personalității. Ce, eu am trecut prin chestia asta. Dacă eu am blocul ăla este al meu și vreau să pun eu afișul ăla, trăiască eu primarul Suceava, Ion Lungu, care e problema ta? Mie îmi place de Ion Lungu. Ai ceva împotriva mea? Uite ce frumos a făcut orașul. De-aia îți spun. Bă, da, în precedenta intervenție n-a zis că nu-i place. Stai un pic. Eu n-am nimic cu Ion Lungu, nu mă înțelegi greșit. Păi dar nu, dar... Stai că nu mai înțeleg eu. Nu, dar nu mai înțelegeam eu, adică... Nu place genul de viziune al lui Ion Lungu. Asta e cu totul altceva. Dar ce face domnia sa, bănuiesc că... Deci. Și o face bine. La mine pe stradă, deocamdată, după 12 ani, a reușit să pună trotuare. Am zis, Doamne ajută. Uite, vezi? Un fapt bun. Așa a asfaltat Mihai Viteazu. Foarte bun. Acum, dacă Doamne ajută, mai face și... ăsta, locul ăla de joacă dintre blocuri, unde este punctul termic obor, să fie chiar loc de joacă, nu loc de parcare pentru mașini, pentru scânciubi, deja mă gândesc că este o Suceava, ce puțin bucata aia de cartier, chiar ar fi locuibilă. Modernizată de la scara de bloc. Chiar ar fi locuibilă. Zic, băi, stai așa, să nu spun că ne mai trântește și buncurile alea subterane, deja Suceava oraș verde. Hai să ne înțelegem. Și după aia parcul la Șipote. Dar să nu fugim de ce ziceam cu înșelăciunea. Așa. Dacă politicieni ar fi condamnați, simbolic, ai fost condamnat pentru faptul că ne-ai înșelat. Tu când vii la mine la ușă cu ce ai să faci, nu spui, am să fac asta dacă. Mihai Chira nu știu ce va face, Marius Cocoș va fi bă cu minte. Când ți-ai spus chestia asta, ți-ai asumat, prietene. Hai să te condamnăm penal. Penal, dar la modul, este condamnat pentru înșelăciune politică. Gata, la revedere, o zi bună. Prieteni, când pleci mai departe, să știi. Bă, nu-i mai simplu, nu-i mai simplu să... ca să așa că fii voluntar înainte. N-ar fi mai simplu la ora actuală. Bă, să ne zbatem un pic, pentru că știi cum, iarăși, ne pierdem câteodată niște detalii de-astea. Da, dacă tot e acum, hai să facem decât ordonanțe de-astea, 13, 14, ce ori mai fi. Bă, haideți, băgați acolo în Parlament sau faceți cumva, bă, schimbată legea electorală în bine. Da? Adică să știm că după aia iarăși e cu un an înainte, trebuie să mergem pe legea asta, n-avem voie să o schimbăm cu un an înainte, cu... Bă, acum! Bă, tu ești un simpatic. Tu știi din ce categorie zici, acum vorbești? Ești ca domnul Mihalescu, care s-a chinuit 20 de ani să intre în Parlamentul României și după 20 de ani... Bă, te rog frumos, nu mă compara, adică bă, eu n-am, nu m-am chinuit 20 de ani să intru. Stai, mă, și să abrogați și apoi plecați. Nu, sau grăbești, nu, ce scria la el? Te grăbești ca mireasa la altar. Stai așa un pic. Stai, măi, că... Știi că domnul Mihalescu... Pe săptămâna lui de Rădăuți am văzut. La 2 luni după ce a ieșit parlamentar, era cu o pancardă în Piața Victoriei, scria vrem anticipate. Dar nu în Piața Victoriei, în Parlament era. În Parlament era. În Parlament? Deci, bă, mai tare. Am văzut chestia aia cu vreme anticipate. Dacă și domnul Mihalescu vrea anticipate, adică vrea că ea mâine, după 3 luni de mandat, să zic, vă mulțumesc frumos. Care 3 luni? Păi
Păi nici 3 luni de mandat, da. După care 2 luni 3 luni? Bă, după 2 luni de mandat vreau anticipat. Gândește, poza era făcută undeva la începutul lunii februarie, nu? Vrei să mai dai o dată această, da? Frumoasă, deci... această frumoasă imagine? Nena Cătălin, pune-te rog un pic în direct. Uite de pe sediul, de pe sediul clădirii unde este monitorul de Suceava. Hai, dai imaginea asta. Așa arată Suceava după jumătate de oră de ploaie. Da, ploaie torențială. Wow! Deci, dragul meu, da. Eu îți spun următoarea chestiune. Da. De când au început să instaleze și să facă cu programul Prispa, sau cum se chema, Prispa? Așa, ISPA, Prispa. Prispa. Așa. Da, da, că e bun. Deci programul. Când se chinuiau ei și făceau, dar vă rog frumos, puneți fotografia. Când se lucra în Suceava și se... De la bun început am zis, bă, frate, ăștia orice, dar din punctul meu de vedere, numai specialiști nu erau. De ce? Pentru că cum arată, puțea pe zona Albina de la Sifoane, care nu știu ce, în, atenție, în Zamca, vis-a-vis de catedrală, unde e acum sensul giratoriu. Deci cel mai înalt punct, stai, lasă-mă să termin ideea. Era cel mai înalt punct și tu aici avea, deci când ploua era fântână arteziană, adică sărea apa în sus. Gândește ce canale de scurgere aveau ăștia, că aici sărea apa în sus când ploua, adică genial. Cred că n-au luat în calcul forța gravitației. Nu că n-au luat-o în calcul. Și principiul vasele comunicante. Asta e cu... Pe aici le dădea cu virgulă. Da, cu vasele comunicante, tot principiul gravitației se mergea. La nivel de teorie și practică, da. Uite, dar uite, apă, lor le ieși cu totul și uite cu totul altceva. Uite ce apă drăguță, uite ce oraș frumos. Vreau acum să spun, în schimb, altceva, care mi-a mai atras cineva atenția. Până la urmă, totuși, funcționează sistemul ăsta de scurgere apei pluviale, pentru că după cea mai tare ploaie pe care am văzut-o eu anul trecut și acum 2 ani, la câteva minute după ce s-a oprit ploaia, da? Apa s-a scos. Da. Deci, până la urmă, funcționează. Dar nu au fost capabili să le gândească, bă, un pic mai pe stil sovietic. Știi că metrul sovietic e cu jumătate de metru mai mare. Tona e un pic mai mare, da, și când... la marină e un pic mai lungă. Exact. De-aia au zis că și Crimea e a lor, când au făcut un calcul, bă, ce bă, da, Crimea e chiar a fost a lor, hai, să nu mai... Ți-am zis de la ghiză cum îl strânesc. Un pic bățul prin gari, nu trebuie să pui foarte tare. Da, e interesantă povestea aceasta și mai interesant este că de ce faci canalizare? Ca la o ploaie torențială să ai inundații, ca după aia să se scurgă. Oricum după aia se scurge. Să ceva în oraș în pantă. N-ai cum să nu se scurgă. În fine, nu văd eu lucrurile cum trebuie. Nu, ce scuze. Nu. Ce scuze? Nu vreau să scot în evidență că au făcut o treabă extraordinară. Nu. Din punctul meu de vedere, nu au calibrat ceea ce înseamnă... Dacă ceva nu se mai văd anul ăsta, cu siguranță nu voi mai vedea anul ăsta, nu mai vedea urățenile alea de căsuțe. Le-au de ce? Că au adus mai noi. Niște frumoase și noi, fain. Da? Da. Dar de ce le zici la astea urățenii? Bă, dar ne lași, mă, cu publicitatea ta, ne-ai hăituit toată emisiunea. Da, n-am apucat să spunem nimic. Să citim ceva din ziar. Hai să dăm ceva din ziar. Hai, uite cât imediat după publicitate vom discuta despre domnul Ludovic Abiței, fostul șef de la Direcția de Sănătate Publică, care este la pensie. E clar, va trebui să-l mai chem într-o emisiune, măcar într-o emisiune sau două. Fostul deputat, Ludovic Abiței. Deputat sau senator? Deputat. Deputat. Oricum, da, un om de la care chiar ai ce afla și un om care are și cuvintele la purtător. Așadar, domnul Ludovic Abiței în curând va ieși la pensie, sau iese la pensie, cel puțin acesta este titlul. Noi dorim pensie lungă și ușoară, sau cum se spune. Depinde. Și frumoasă. Din perspectiva pe care privești lucrurile. Dacă era Traian Băsescu încă președinte, spunea dorim să iasă pe cale naturală din sistem. Mai ții minte cum a pus Băsescu atunci la emisiune și că cum rezolvăm problema pensională, că se punea problema la un moment dat. Păi să pensionarii ies pe cale naturală din sistem, da. Și așa, iar alții, n-am mai vedem, mai muncesc, era problema, știi, hai să-i întoarcem la muncă, să nu știu ce. Bun, lăsând gluma la o parte, discutăm totuși de două categorii de politicieni total diferite. Domnul Abiții n-a fost niciodată politician. Nu? A fost în perioada aia când era Partidul România Mare, era un alt gen de politician. Dar îndrăznesc să spun că era mult mai... A fost deputat la România Mare, în partea României Mare. Da. Un om, iarăși spun, mers la PRM dintr-un ideal. A ajuns la PRM dintr-un ideal, parlamentar 4 ani, după care și-a dat seama că nu face ce îi place și ce trebuie să facă și s-a întors aici, să facă ceea meseria domniei sale. Și îl felicit pentru asta și îl felicit că a rămas toată viața un om cu picioarele pe pământ.
un om cât de cât echilibrat, nu cunosc toate dedesubtele vieții domniei sale, ar fi și păcat să mă apuc să investighez, n-am auzit de lucruri urâte de domnia sa, îl felicit că a putut să țină această instituție atâția ani de zile ca reprezentant al ei și se dovedește încă o dată că avem valori și că păcat că nu reușim de multe ori să le punem în valoare. Să le apreciem în perioada în care chiar oamenii ăștia ar trebui apreciați. Hai să-l apreciem pe Cătălin cu cele câteva minute de publicitate după niciodată care venim cu apreciez pe domnul Cătălin. Partea finală a emisiunii de astăzi. Au, 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 au.